numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Domnul și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Aleluia! Iubiți credincioși, continuăm și astăzi, în cea de cincea duminică din timpul pascal, să trăim bucuria învierii Domnului. Astăzi, Mântuitorul ne se prezintă ca fiind vița, iar noi mlădițele. Fără El nu putem trăi, fără El nimic nu putem face. Suntem prezenți la această Sfântă Liturghie pentru că dorim să rămânem în Domnul, dorim să rămânem în comuniune, în legătură, conștienți de faptul că deseori deviem de la calea cea bună, deseori cădem în păcat, cu încredere în milostivirea lui Dumnezeu îi cerem iertare pentru a participa cu inimi curate la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Preamărim, Doamne Dumnezeule, împărăție.
Atotputernice, veșnice Dumnezeule, actualizează-ne contenit în noi sacramentul pascal, pentru ca cei pe care ai binevoit să-i reînnoiești prin Sfântul Botez, întăriți de ajutorul tău să aducă multe roade și să ajungă la bucuriile vieții veșnice, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, când a ajuns la Ierusalim Saul, a încercat să se alăture discipolilor, dar toți se temeau de el, necrezând că este și el discipol. Atunci Barnaba l-a luat și l-a dus la apostoli și le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit și cum a predicat cu îndrăzneală la Damasc în numele lui Iisus. Iar el umbla în Ierusalim împreună cu ei, predicând cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și discuta aprins cu eleniștii, dar aceștia căutau să-l ucidă. Când au aflat frații, l-au dus la Cezaria și l-au trimis la Tars. Așadar, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se consolida și umbla în frica de Domnul și creștea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului. Aleluia! Aleluia! Îmi voi împlini făgăduințele în fața celor ce se tem de El. Cei sărmani vor mânca și se vor sătura, vor lăuda pe Domnul cei care îl caută,
inimile lor să trăiască în și se vor întoarce la Domnul toate neamurile pământului, se vor prosterna înaintea Lui toate familiile neamurilor, vor mânca și se vor prosterna înaintea Lui toți cei care se tem în pământ, în fața Lui vor îngenunchea toți cei care se coboară în țărână, dar sufletul meu va trăi pentru se va povesti despre Domnul generațiilor viitoare și vor face cunoscută dreptatea Lui poporului care se va naște. Domnul a făcut aceasta. Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Copii, să ne iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Ne vom liniști inima înaintea Lui, pentru că chiar dacă în inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște toate. Iubiților, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu și orice am cere primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ceea ce îi este plăcut. Aceasta este porunca Lui, să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții, după cum ne-a dat poruncă. Cel care ține poruncile Lui rămâne în El și El în aceasta. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în noi după Duhul pe care ni l-a dat. Cuvântul Domnului. În mine și eu în voi, spune Domnul, cel care rămâne în mine aduce, acela aduce roade multe. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a spus discipolilor Săi: Eu sunt vița cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul.
Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o înlătură și oricare aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Voi sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu este în viță, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădița și se usucă. Se adună, se aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, orice voiți, cereți și vi se va face. În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod și să fiți discipolii mei. Cuvântul Domnului. Cernici părinți, dragi tineri, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Dacă duminica trecută biserica ne-a propus să ne oprim și să medităm asupra imaginii lui Hristos, drept bunul păstor care are grijă de turma sa, iată că astăzi, în această a cincea duminică din timpul pascal, avem în centrul atenției noastre o altă imagine, luată tot din aceeași lume rurală, de la țară, și anume imaginea viței de vie, care ne vorbește foarte bine despre modul în care noi, ca și creștini, trebuie să participăm la viața bisericii. O participare activă și responsabilă. Dar pentru a înțelege puțin mai bine acest aspect, vă propun să ne imaginăm următorul fapt, următoarea comparație. Să ne gândim la o echipă de fotbal care se respectă și care dorește să facă performanță. Ce trebuie să facă în acest sens? Cu siguranță, pe lângă faptul că este necesar un antrenament consistent și susținut, ea ca și echipă are nevoie să respecte și alte câteva reguli de bază. Și anume, în primul rând, echipa trebuie să fie unită și disciplinată. Și în al doilea rând, este absolut necesar ca fiecare membru al echipei să știe, să-și cunoască foarte bine postul pe care joacă. Dacă unul din echipă nu-și respectă poziția pe teren, cel mai probabil jocul se va destabiliza. Închipuiți-vă cum ar fi, de exemplu, dacă portarul s-ar încăpățâna să ia mingea și să dorească să înscrie de unul singur. Se expune riscului de a aduce o daună chiar propriei echipe și, de asemenea, se expune pericolului de a fi imediat schimbat de antrenorul său. În același mod, iubiți credincioși, am putea spune că suntem și noi creștinii. Fiecare dintre noi este invitat să cunoască care este rolul său în biserică și să rămână strâns unit cu ceilalți membri și cu antrenorul suprem, Iisus Hristos. Dar ce înseamnă mai exact să rămânem strâns uniți? După cum mlădița nu poate aduce roade dacă nu rămâne pe viță, tot la fel nici voi dacă nu rămâneți în mine. Acestea sunt cuvintele lui Hristos din Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o. Și ele reprezintă un punct de plecare pentru a înțelege ce înseamnă unitatea care trebuie să existe între un ucenic și maestrul său. Evreii cărora Hristos li s-a adresat în Evanghelie înțelegeau foarte bine ce înseamnă via pe care ei ar trebui să fie altoiți. La fel ca duminica trecută, unde am avut imaginea bunului păstor, la fel și astăzi. Această asemănare cu vița de vie nu pare să-i șocheze pe ascultătorii lui Hristos. Ei nu erau străini
la aceste imagini pe care Hristos le folosea pentru a-și face mai ușor înțeles mesajul. Și dacă este să aruncăm o privire asupra Vechiului Testament, vom observa că acolo, de foarte multe ori, este folosită tocmai această imagine a viței de vie pentru a exprima realitatea poporului israelit. Macabei, cei care s-au preocupat de purificarea templului și de purificarea poporului cu puțin timp înainte de era creștină și cei care au luptat pentru eliberarea națională, au imprimat chiar o monedă pe care au folosit tocmai o viță de vie pentru a reprezenta poporul lui Israel. Astfel că în momentul în care Hristos spune că acum El este vița cea adevărată, ascultătorii Lui au înțeles spusele Lui ca fiind o invitație. O invitație la a-L urma pe El, vița cea adevărată, adevăratul fundament pe care se clădește întregul edificiu spiritual al omului. Dar, iubiți credincioși, această invitație a lui Hristos este absolut valabilă și pentru fiecare dintre noi astăzi. Unii însă ar putea să spună, bine, dar noi facem deja parte din biserică. Și cu siguranță este un lucru adevărat pe care nimeni nu cred că ar putea să-l contrazică. Având în vedere că în virtutea botezului nostru, suntem încorporați în această realitate, în biserică. Dar a fi creștin adevărat nu înseamnă doar să primim botezul și atât. A fi creștin înseamnă să alimentăm permanent această relație cu Hristos. Dacă doi prieteni nu își mai scriu, nu își mai vorbesc, nu mai prezintă interes unul pentru celălalt, cu siguranță că unitatea care se crease înainte, încet, încet va scădea până când va dispărea cu totul. Dacă noi nu alimentăm relația noastră cu Hristos în fiecare zi, acolo unde suntem și în postura în care ne aflăm, am putea chiar spune că botezul pe care l-am primit nu va ajunge să nu mai reprezinte mare lucru. Pentru că acest sacrament, botezul, cu toate că este foarte important pentru fiecare dintre noi, având în vedere că odată cu el ni s-a șters păcatul strămoșesc și am devenit copii ai lui Dumnezeu, acest sacrament nu reprezintă decât o poartă de intrare, sau mai bine zis, un câmp deschis, care urmează să fie cultivat și îngrijit. Este deci necesar să reînnoim permanent promisiunile pe care le-am făcut cu ocazia acestui sacrament. Și acest lucru se impune mai ales astăzi, când auzim deseori acest slogan: nu mai am nevoie de Dumnezeu, pot să mă descurc și singur. Dar închipuiți-vă unde a adus acest slogan, unde a adus această sintagmă. În foarte multe state, din cauza acestui slogan, s-a legiferat avortul, s-a legiferat eutanasia, s-a pierdut noțiunea fundamentală de familie și așa mai departe. Deci este absolut necesar ca fiecare dintre noi să spunem da lui Hristos, care ne cheamă să rămânem ancorați în credința noastră. Iar lectura a doua pe care am ascultat-o ne ajută să înțelegem tocmai modul în care putem să rămânem uniți cu Hristos. Sfântul Ioan ne spune: copiii mei, să nu iubim numai cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul. Și există în tradiția noastră populară un proverb foarte adevărat care spune că pomul se cunoaște după roadele sale. Dar, iubiți credincioși, faptele noastre de iubire și solidaritate față de ceilalți sunt cele care vorbesc cel mai bine despre pom sau despre vița adevărată care este Hristos. Ele sunt cele care ne vorbesc cel mai bine despre unitatea care există între noi creștinii și Hristos, sau mai bine zis, ne vorbesc cel mai bine despre faptul că noi ducem o viață de adevărați creștini. Amin. Hristos a înviat.
Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, uniți cu toții în bucuria învierii lui Hristos, să ne rugăm Tatălui din ceruri ca viața izvorâtă din jertfa Fiului Său să se reverse asupra tuturor oamenilor. Părinte al vieții, dăruiește-i bisericii puterea să vestească pretutindeni învierea mirelui ei și să le împărtășească tuturor oamenilor viața lui dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută toate popoarele să construiască o lume nouă pe temelii de dreptate și dragoste frățească. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le celor suferinți, părăsiți și deznădăjduiți harul ca, înțelegând victoria Fiului Tău asupra răului, să-și poarte crucea cu încredere și săninătate. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă celor care astăzi ne apropiem de Sfânta Euharistie, harul ca prin puterea ei să fim în lume martori ai învierii. Te rugăm, ascultă-ne! Redă-le celor aflați în păcat viața dumnezeiască a harului prin sacramentul pocăinței. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-i părtași și pe cei răposați de bucuria Sfintelor Paști în împărăția luminii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, în acest timp de mare bucurie, dăruiește-i bisericii tale ce se reînnoiește necontenit harurile pe care ți le cere în rugăciune prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă ne faci părtași de firea ta dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioși prin trăirea noastră adevărului tău pe care ni l-ai făcut cunoscut, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El, supunându-se morții de bunăvoie, a dus la desăvârșire sacrificiile legii vechi prin moartea sa pe cruce, și oferindu-se pe sine însuși pentru mântuirea noastră, el singur rămâne pururi preot, altar și miel de jertfă. De aceea, întreaga omenire mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Oh,
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfânta Ecaterina din Siena și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Dumnezeu,
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Thomas, non in tue or, Deuntam in meum te confiteur. Admetibis semper magis credere, in te spem habere. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, îndură-te și fii alături de poporul Tău, pe care l-ai învestulat cu tainele cerești, și dă-i harul ca, lepădând omul cel vechi, să ajungă la înnoirea vieții, prin Hristos Domnul nostru. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui Fecioara Maria să dobândim bucuria vieții veșnice,
prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Nu se poate să nu fiu observat faptul că, iată, este această frumoasă statuie a Maicii Domnului în față, așadar este pregătit altarul Maicii Domnului, pentru că peste câteva zile, peste două zile, începem luna mai, luna Preasfintei Fecioare Maria. Și ca de fiecare dată, seara, la ora 6 fără un sfert, așadar cu un sfert de oră mai devreme decât de obicei, căutăm să ne unim glasurile și inimile pentru a o cinsti pe mama noastră cerească, recitând Sfântul Rozariu și cântând litaniile închinate ei. Așadar, vă așteptăm pe cât mai mulți, cu drag, să o cinstim pe Maica Domnului. Marți, 1 mai, este amintit Sfântul Iosif Muncitorul, nu este sărbătoare de poruncă, prin urmare, programul este cel obișnuit din timpul săptămânii, dimineață la 6:30 și 7:30 și seara la 6:30. Tot marți, 1 mai, se împlinesc anul acesta 28 de ani de când Preasfințitul Petru Gherghel a fost consacrat episcop. Așadar, îl însoțim cu rugăciunea noastră și îl încredințăm, îl recomandăm în continuare ocrotirii Maicii Preacurate. Săptămâna aceasta, vineri, este vinerea întâi din luna mai, cu devoțiunea obișnuită la inima lui Iisus și, de asemenea, cu vizitarea bolnavilor care fac această devoțiune a celor 9 vineri întâi din lună. Sâmbătă, 5 mai, la Săvoani, are loc ziua diecezană a tineretului. Pelerinajul bolnavilor la Cacica va avea loc sâmbătă, 12 mai. Pentru înscrieri și mai multe detalii, vă așteptăm la biroul parohial. Colecta de duminica trecută pentru susținerea vocațiilor la Sfânta Preoție și la viața consacrată a însumat 3.946 de lei. Mulțumim pentru ofertele dumneavoastră și îl rugăm pe Domnul să vă răsplătească. Pentru cei interesați, a apărut ultimul număr al revistei Lumina Creștinului. Și, cu permisiunea dumneavoastră, îndrăznesc să vă dădăcesc puțin. Am observat că există o anumită ezitare la unii în momentul când se apropie să se împărtășească, mai ales la copilași. Nu știu dacă a primit Sfânta Împărtășanie un anumit copilaș sau nu. Și atunci recomand ca cei care se împărtășesc să vină cu mânuțile așa frumos împreunate. Este gestul, postura cea mai potrivită pentru momentul împărtășaniei, iar cei care vin doar să primească o binecuvântare, să vină cu mânuțile așa împreunate și atunci e semn că nu a primit Sfânta Împărtășanie. Sigur, recomandarea aceasta este și pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Mi-amintesc un părinte, când eram mici, ne spunea la rugăciune întotdeauna să avem mânuțile așa. Ne spunea el că dacă avem mânuțile așa, atunci când ne rugăm, rugăciunea noastră deviază din mânuțe către cer, către Dumnezeu. Dacă nu, se pierde. Și profit de faptul că a sunat un telefon. Recomand părinților ca atunci când intră în biserică să intre în setările copilului și să-l dea eventual pe silențios. Pentru că, sigur, deranjează uneori și telefonul care sună, dar și copilașul care
nu este conștient că este în biserică și trebuie să fie cât se poate o atmosferă de reculegere, de liniște. Așadar, intrați în setările telefonului și ale copilului și dați-le pe silențios. Vă doresc să aveți o duminică plăcută în continuare. Zile frumoase, este mini-vacanța de 1 mai. Nu uităm, o cinstim pe Maica Domnului cu rugăciunea noastră, cu prezența noastră în biserică, dacă este posibil, la rugăciunea Sfântului Rozariu. Și în continuare, un timp pascal binecuvântat. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care prin învierea Fiului Său unul născut, a binevoit să vă facă parte de darul răscumpărării și al înfierii, să reverse asupra voastră bucuria binecuvântării sale. Voi, care prin răscumpărarea adusă de Hristos ați primit pentru totdeauna libertatea, prin dărnicia Lui să aveți parte de moștenirea veșnică. El în care ați crezut pentru că ați înviat prin botez, să vă dea harul ca trăind în sfințenie să vă învredniciți să ajungeți în patria cerească. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim!